Miercuri după amiază, autoritățile din Valea lui Mihai au recepționat lucrările de asfaltare a străzii Bethlen-Gabor. Am reușit să predăm pentru circulație o stradă modernizată, strada Bethlen-Gabor din Valea lui Mihai, care are o lungime de 470 de metri. Valoarea proiectului de la Valea lui Mihai este de 385.460 lei, din care 370.000 reprezintă contribuția Consiliului Județean Bihor, adică repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA și impozit pe venit în 2017. Președintele Pastor Sandor spune că instituția va continua să aloce resurse pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în județul Bihor, iar în acest sens s-au adus modificări la partea de reparații curente. În aceste săptămâni vom avea covor nou complet, covor nou asfalt pe aproximativ 50 de kilometri de drumuri județene. Am modificat acel concept de a peteci niște drumuri, încercăm să asigurăm covor asfaltic continuu în principiu pe intravilanul localităților. Tot miercuri, președintele Consiliului Județean Bihor s-a aflat la Sâniob, unde 2300 metri de drum județean sunt în curs de reabilitare. Cu sprijinul Consiliului Județean reușim să reasfaltăm strada principală din satul Sâniob. Luni s-au început lucrările și se va termina în săptămâna asta. În următoarea perioadă vor intra în reparații porțiuni de drumuri județene din Tăuteu, Balc, Tiliagd, Alești, Vadu Crișului, Bulz, Bratca, Salonta, Batăr, Arpășel, porțiuni din drumul Salonta-Tinca.